Acest cor sună ca unul profesionist, ei cântă împreună din anul 2011, au avut concerte în țară, străinătate și actualmente dau răspunsul la Sfânta Liturghie, la Biserica Schimbarea la Față din Cluj. Norocoși credincioși!
Să ne duci la primăvară, să ieșim cu plugul iară și cu oile pe lungi, bucurie pentru prunci. Lasă, Doamne, soarele să ardă răzoarele, să înflorească mugurii, să se coacă strugurii. Pune, Doamne, pe răzoare tot un fluture și o floare și-n traiște la săraci tot un măr și doi colaci. Iar nouă pentru colindă să ne scoată gazda întindă, viderea și colăcei ta la cana Galilei. Nu doar că am fi săraci și umblăm după colaci, dar noi știm că din bătrâni așa e legea la noi. Să se bucure tot satul că s-a născut împăratul, ce ne aduce bucurie, pace și bunăvoire. Noi vă zicem să trăiți pentru mulți ani. Pentru că
a vegheat și a ținut ca această tradiție să meargă mai departe și să facă din cuvântul bunăvoire între oameni refrenul acestui oraș, nu doar al unui colin. Vă înmânesc microfonul, dar înainte îi mulțumesc și colegului meu, Romeo Oltean, pentru că am avut misiunea de a deschide porțile. Noi am bătut la ușile. N-am venit să cerem, am venit să dăm. Am încercat să deschidem porțile sufletului dumneavoastră, în așa fel încât să primiți cu drag colindul nostru. Mulțumim! Încep și eu cu acel mulțumesc cu care a sfârșit Angela și cred că în 2-3 ani am uitat să-i mulțumesc atât ei cât și lui Romeo, care asigură back office-ul acest eveniment. Mulțumesc că Angela a știut să croșeteze foarte, foarte finuț acest eveniment important. De 25 de ani este o sărbătoare pentru orașul nostru, o sărbătoare spirituală, conceptul acesta de colinzi, în care toți care suntem aici suntem creștini, mai puțin catolici, ortodoxi, baptiști, reformați, ci creștini. Și această mare sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos reușește să ne unească, așa cum probabil nu se întâmplă la nicio sărbătoare, pentru că, din păcate, încă având două calendare, avem oameni care sărbătoresc Paștele într-o zi, ceilalți în altă zi, dar Crăciunul este sărbătoare comună a noastră. Cel puțin a noastră are cele de ziua. Pentru că nu cred că avem cei care sărbătoresc Crăciunul perit vechi. Această sărbătoare extraordinară are menirea pentru fiecare dintre noi, care suntem păcătoși, pentru că toți suntem păcătoși, să ne facă să ne dăm jos masca și să ne uităm în oglinda sufletului nostru, să vedem dacă suntem suficient de buni, suficient de neprefăcuți, suficient de cu inima deschisă în fața celora care sunt, din păcate, au o condiție mai grea în această viață. Și poate că, și sunt convins că înaintea acestei sărbători, foarte multe suflete care sunt mai de viață reușesc să se deschidă și să fie mai buni. Și, de fapt, asta este miracolul sărbătorii Crăciunului. Eu cred că este momentul în aceste puține zile în care a rămas până nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să fim și mai buni, să încercăm să ne uităm în jurul nostru și să încercăm să facem ca suferința să devină bucurie și, dacă pentru momente mai puține. În primul rând, mulțumesc tuturor corurilor și este simplu să stai în sală și să te uiți cum un cor vine în fața noastră cu o colindă, două, trei sau mai multe, dar în spatele acestor colinzi stau ore de muncă și, din păcate, mulți dintre noi, și încep cu mine, nu facem un minim efort să ne rupem o oră pe săptămână și să ne ducem să ne folosim vocea pe care o avem pentru ca aceste coruri care sunt în fața noastră să întinerească, nu să îmbătrânească și să existe, nu să nu existe. Poate că ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim la acest lucru. Nu în ultimul rând, mulțumesc tinerilor noștri talentați care au fost, ne-au umplut de bucurie, Clubul Copiilor, Dionis, ceilalți care au fost în fața noastră astăzi și nu în ultimul timp, rând acestui grup extraordinar care a fost cireașa de pe tort. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc din tot sufletul meu să aveți sărbători fericite, liniștite, să aveți oameni buni alături și să vă petreceți sărbătorile Crăciunului și Anului Nou, așa cum se cuvine, alături de oameni dragi și buni. Sărbători fericite!
O să vă rog să veniți, să vă ridicați diploma de onoare pentru toți aceia care ne-ați încântat astăzi aici. Încep cu Biserica Baptistă din Cehei. Parohia Ortodoxă numărul 2 din Șileu, Silvaniei. Biserica Romano-Catolică, Batorii Iștvan. Biserica Reformată Banfi. Grupul artistic Teo și Prietenii. Biserica Baptistă numărul 1. Corala Armonia Bisericii Ortodoxe numărul 1. Clubul Copiilor. Și Clubul Acces. Încă o dată vă mulțumim, să aveți sărbători liniștite și fericite. Mai puțin. Băiatul doamnei preotese Mia v-a dat tonul la colinda, o celeste minunată pe care dumneavoastră aveți pe bănci. Și pentru că așa am stabilit că ne colindăm unii pe alții, vom încheia această seară cu cel mai frumos colind al tuturor creștinilor.